Hello! Zic și eu ca Costi, oare cum își făcea Costi proroc introducerea? Ce faceți, oameni buni? Domnul care a făcut cerurile și pământul să vă binecuvinteze? Nu, zic și eu așa. Nu știu, vă întreb pe voi. Oare... Nu știu, vreau să slăbesc. Deci asta nu e o întrebare. Vreau eu să slăbesc, așa? Și nu știu, ci că mi-a zis cineva, bă, nu, dacă îți faci supe, sau ciorbe, sau zămuri, că n-au ce ar fi diferență între supe, ciorbe și zăuri, slăbești, sigur. Și am zis, mă, dar nu, vezi tu că eu am alergii, nu prea pot să-mi fac. Nu uitați și aici, mi-aș fi pus niște pătrunjel. Dar nu mi-are, oameni buni, nu mi-are, că n-am voie să mănânc pătrunjel. Și atunci am pus piper, că nu, la piper e ok, știi, adică e ok. Și nu prea îmi rămân multe ingrediente de mâncat cu alergiile astea. Și am zis, mă, dacă îmi fac o asta ci că vrea să fie supă, dar nu știu, oameni buni, au ziceți voi, dacă asta e supă, vai ce plouă, oameni buni, oare auziți cum plouă? Am lăsat ușa deschisă. Uitați, eu, mi-e rușine să zic un pic, adică eu am făcut-o, dar nu știu dacă asta mai e supă, o supă e finuță. Nu în halul ăsta. Uai, ce fain plouă, auziți cum plouă? A, păi nu știu ce fain plouă când plouă în casă. Nu, stați un pic așa, stați că eu cu fanteziile mele, stați acolo. Oh my God! Oh. Vai de mine, ce plouă! Oameni buni, dă cu gheață! Ai de grăsimea mea ce o dă cu gheață, eu am vrut să lăs deschisă să aud un pic așa fantezie de primăvară, dar nu merge. Vai de mine și ce târziu i-am. Se trezește să plouă. Știu că ploua cu gheață, ploaia cu gheață așa, dimineața, nu? În fine. No, eu nu știu dacă asta mai e sup. Nu ziceți voi dacă asta mai e sup. Stai de la tocan. Dar eu am zis că nu, no, să fac mai groasă, că felul 2. Nu mai am desert. Nu am. No, și să o fac mai groasă. Se poate să slăbești cu așa ceva? Ziceți voi, se poate să slăbești? Nu știu. Nu știu. Spuneți voi dacă se poate slăbi. Că știți mai ce am pus? Și tăițeni aia subțiri și niște din astea așa ca să par mai bogată, că o să aia că eu cerșesc. Și cică un pic de pui pe aici așa. Am prins și eu o broscuță când am coborât pe scări la poștă. Așa. Un pic de ardei, niște roșii să mi-o acresc un pic așa. Și acum sunt termin să finalizez. Dar spuneți-mi voi, oameni buni, dacă se poate să slăbești cu supă din asta. Stați să pun. Așa, o să că numărat, cântărit și împărțit. Poate acum vă întrebați de ce îmi pun apă din ardei picant. Îmi pun ca să fie picantă. Da, ce să zic că tare mult am mai luat și eu. Vai, Doamne. Așa, stați așa. No, bun, așa odată. Pe urmă, completăm cu țuica lui Chelebuț. Stați, nu pun prea mult, ca păi mă fac aici atât. Ups. No, așa. Deci număra cântărit și împărțit. O țăd din ăsta românesc, avem și noi pe aici prin Irlanda. Da? No, hai să mai pune să facem așa o meșchere cu dublu șmă. Stați-mă un pic, vă rog frumos să fie primit. Așa. Wow! Ioi! Ioi! Ce să mănânc aici! Așa. Mai punem niște din astea, numai ele mai știu ce și astea, sunt foarte spicy. Aici trebuie să am grijă ca astea de te scapi un pic mai mult. Ai pus-o, nu mai pus să mănânci. Oh, cred că ajunge. No. Și au zis nu știu cine că fără pită nu se poate. Deci la noi, la român, nu se poate fără pită. În Irlanda nu există. Deci trebuie neapărat să ai franzele. Mi-am făcut și aici două, că no. Știu că nu mai mănânc asta și no. Așa, așa. Și nu știu, am mai auzit oameni că mănâncă cu ketchup și maioneză. E adevărat, oameni buni? Am eu nu pot să-mi desfac, am uitat să mă ajut un pic, ajut pot să-mi desfac, să-mi pun acolo, mi-aș fi pus-o, dar nu. Până una alta. Mi-am tăiat niște ceapă. Eu nu știu dacă voi ați mâncat vreodată, dar oameni buni, dacă îți pui niște smântână supa asta când e gata, dar nu nouă, că după aia se strică. Mai ales dacă îți faci așa multă cum mi-am făcut eu, mi-am făcut ca hapsâna asta am pe 4 zile. Că nu stau tot ziua la ragaz, da? Deci în a patra zi cred că sunt umflate astea, că și acum s-au umflat, da? Păi până în a patra zi s-au umflat, zici că o să aibă varice. No, și dacă puneți smântână în zamă, nu, acum știți voi mai bine decât mine, eu vă așa mari de rețetele mele. Dar, dacă mâncați și cu ceapă, uitați aici, uitați, asta e ceapă verhină.
Hai de mine, vai de mine, știți cum am e bun? Coboară îngerul Gavrilă și vă face vânt cu evantaiul. Uitați aici, uitați aici. E superb și cu ardei iute. Vai de mine. No, acum eu o să trebuiască să mănânc, că m-am ispitit prea mult și nu mă pot abține. Deci nu mă pot abține. M-a căs curios dacă se poate slăbi așa. Și ca să mă fac și un pic, doamne, ce mințesc am... O zis cineva pe YouTube că eu tot... cred că e uzărul creștin simplu. M-auzi creștinii simplu? Te salut, frate, din cântarea... din Apocalipsa. M-a întrebat odată că eu tot timpul când mănânc... Noi uite-mă că au căzut-s duhurile, nu? Că nu... Mă, dacă eu v-am să stați drepti, stați drepti. Mișcați. Așa. Ce am vrut să zic? Așa. M-a întrebat userul creștin simplu că dacă tot timpul când mănânc mă gândesc la chelebuți. Păi cum să nu mă gândesc la chele? Îl știți pe păstorică chelebuți, nu? Ce faci chelebuți? Am tot știu că ești plin de șaorme pe acolo prin Cluj. Da? Pe la biserica aia Betania. Știu că ești plin de din alea. Dar eu de unde, dragul măti? N-am de unde. Așa că... Să-i arăt ca să demonstrez la creștin simplu, la userul creștin simplu, că e fiecare dată mă gândesc la chelebuți. Uitați aici ce am făcut, oameni buni. Uitați, stați un pic. Dar nu-i spuneți la chelebuți, da? E o surpriză pentru el. Uitați. I-am pregătit și lui. Vedeți? Zdarnică. Hai, uitați-vă cât e de adânc ăsta. Că poate ziceți, așa dacă îl vedeți așa, o să spuneți, da bă, nu oameni, ți-a umplut bolul și lui. Nu, păi da. Dar când vreodată a meu e așa de adânc. Uitați-vă cum e a lui. A lui. Da? Și uitați-vă cum e a meu. Deci, vă rog frumos. Apreciați-mă că i-am pus destul. I-am îndesat acolo. Na, vedeți? Chelăbuț, cu lingurița, mamă, cu lingurița, ca să simți mai bine. Nu așa zici, chelăbuț, vii să mănânci cu mine. Hai, mă, frumosule, hai că noi ăștia mai pufi suntem mai frumoși, nu vezi? Avem și piele așa, fără coșuri, mai rar. Am vrut să zic că avem numai la cicu, dar nu pot să zic că avem, că tu, sau nu știu, ai. Nu știu ce să zic, că dacă vă crește sânii, probabil să se schimbe și funcțiile hormonilor, eu nu știu ce să zic, nu. Dar noi ăștia mai pufi suntem așa, mai pieptoși, mai zdraveni, mai... Uite, de exemplu, acum când a început ploaia, ușa mi s-a clătinat de la loc. Eu nici măcar n-am simțit nicio adere, adică nu m-am mișcat absolut deloc. Din loc, da? N-o, chelăbuț, mărturisești că-ți place mâncarea sau nu? Uite, eu măcar le arăt la oameni și eu nu mințesc. Păi eu farfuria asta o execut, în 10 minute e gata, nici nu mai știe de unde... Nici nu mai o să știe stomacul de unde au venit tăiței ăștia și au spaghetile astea, că le zice altcumva. Nu o să mai știe, gata, o să fie duș, pa! Mai ales că am pus și apă de acolo și un pic de oțet, hai de mine și cu ceapa aia, oameni buni. Vă rog frumos, nu vă supărați pe mine, dar eu când mănânc și îmi place mâncarea și știu că o să-mi placă mâncarea asta, știți cum spun? Eu mereu spun așa când îmi place mâncarea, că am orgasm gingival. Dar nu vă supărați pe mine, că se poate și din ăsta. Adică nu v-ați simțit niciodată după ce ați terminat de mâncat sau în timpul când mâncați. Să vă simțiți așa că, nu știu, că dansează gingiile de bucurie, de plăcere în gură. N-aveți cum am să nu simțiți așa că mâncarea e bună. Nu, dar chelebuț nu recunoaște. Chelebuț, recunoști că e bună mâncarea. Bine, până recunoști tu, oameni buni, fac o rugăciune scurtă, că nu, trebuie să mănâncă să răcește. Nu. Vă rog frumos să mă iertați că nu mă știu ruga cum trebuie, dar fiecare cu... Stați așa, nu, no, bine, încep să mă rog. Doamne, știu că nu mă ascult oricum că-s păcătoasă. Ți-e rog frumos să mă ierți că i-am mințit pe fanii mei că o să-i dau și la chelăbuț, Doamne, că nu o să-i dau. Nu o să-i dau pentru că el nu recunoaște că mănâncă, nu recunoaște că se duce și face cumpărături 30 de coșuri în loc de un coș. Doamne, el nu recunoaște că știe ce înseamnă Kaufland, știe ce înseamnă punct, știe ce înseamnă Lidl. Are și alte prin România. Zic și alte, Doamne, el se face că nici nu știe ce magazinul ăla de la Scara ABC. Are mai ales magazinele române. Doamne, nu știu, el se face că nu știe. El se face că nu mănâncă. Și pe mine mă întristează, Doamne. Și nu pot să lăs mâncarea asta de batjocură. Iartă-mă că mi-a mințit fanii, Doamne, că îi dau la chelăbuț. Că eu știu că el nu se mărturisește și... Iartă-mă, Doamne, dar asta o să o mănânc eu. După ce termin porția asta, Doamne, o să o mănânc și pe asta. O să mănânc. Nu, mulțumesc, Doamne. Mulțumesc pentru curent, pentru apă, pentru sare, pentru vegeta, pentru toți carbohidrații ăștia care am pus în mâncare. Doamne, că numai asta am voie să mănânc, ce să fac. Mulțumesc frumos și... Te rog să nu mă spui la chelăbuț, că nu-i dau. Te rog. Mulțumesc. Am terminat de mă rugat, oameni buni, să fie primit. Ia, nici nu știu unde o să o pun asta, să-mi fie mai aproape, știți? Adică, când termin aia,
să-mi fie mai ușor să o trag, știi, să nu mă tăt, nu e ok să fac hernie de mușchi la mână, întingând, adică să mă întind după ele, știi ce zic? No. Cât mai aproape, ăsta e secretul să vă mențineți pufii, toată masa să fie aranjată cât se poate de strategic, adică nu cumva să te întinzi după absolut nimic, vedeți ce mi-am făcut aici, un cotoz, pâine aici, ceapă acolo, toate, nici măcar mai trebuie să mă ridic. Mi-e frică că o să rămân înțepănită pe scaun după ce trebuie de mâncat. No, aștept să-mi spuneți dacă se poate slăbi cu supă din asta sau nu. În cantități din asta industriale mâncată, da? Deci eu să mănânc asta, așa alaltă, eu dau la chilăbuz. Doamne, no. Să aveți poftă bună dacă mâncați și voi acum, dacă nu, să fie primit. Stați că trebuie să închid.